Sainte curé Jean-François, cetățean francez, sunt cronobofil de la vârsta de 12 ani și activez ca membru cronobofil în România de 18 ani. Și o să abordăm aspecta iară foarte importantă, crescătorie, în care dețin crescător polombei călător. Iară crescătorie este un aspect care trebuie ales și făcut cu mare grijă. În acest aspect a cronobofilii sunt mai multe școli, cum în alte părți, cum este alimentația, antrenament, pregătiri și toate acelealte. Este, să zicem, o școală care preconizează niște crescătorii foarte închis, altă școală care preconizează niște crescătorii mult mai ventilat, mult mai risit, mult mai deschis. Ambele tipi de crescătorii au adepte și dau rezultat, succes. În funcție de situația, fiecare crescător, unde vrea să ridic crescătorii, trebuie ales o anume tip de crescătorii în funcție de categorii care vrea să le zbor, în funcție de clima unde se află crescător, iar trebuie adaptat crescătorie. Dacă bate foarte mult vânt, exemplu, suntem noi aici, este o zonă foarte deschisă, suntem în România, un climat continental, avem vară foarte caldă, iarnă frig, zona asta e deschis, bate vânt destul de puternic câteodată, altădată nu, din direcție diferit. Și eu am ales un genul de crescătorii mai închis, să zicem așa, cu aerisire suficient, dar nu foarte mare, că când bate vânt, atunci creează un curent care polombei nu le mai prea agrează. Capitolul ăsta, iar cum v-am spus înainte, este foarte important. Ați văzut că la crescătoria mea și volier în față, sunt iar posibilități cu volier în față să dau bai la polombe, să ias la soare, să fie mai oxigenat. Sunt tot așa niște crescătorii fără volier, unde crescătorii au tot așa succes, mai puțin soare, acces afară numai când polombe zbor în tură, adică se antreneze. Acolo, în funcție de rezultat care vizez crescător de zonă, cum am spus înainte, în care se află, atunci trebuie bine ales tipul de crescătorii care le ridicați. Iar densitatea polombei deținută în crescătorii este tot așa important. O densitate prea mare nu favorizează polombei în crescătorii.